Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ne regăsim împreună la acest eveniment. De domnul Marian Voicu ne leagă o lungă relație de solidaritate intelectuală. Domnia sa este deja un specialist al relațiilor româno-ruse. L-am întâlnit acum 40 de minute în preautorii volumului din rușii, iar acum ne regăsim în postura de autor a unei cărți pe cale de a deveni esențială despre modul în care Rusia lui Putin încearcă să sublineze din interior modelul democratic. Este o mare bucurie să fim astăzi alături de Oliver Jens Schmidt și de Marian Voicu. Misiunea mea ca moderator este o misiune mai degrabă modestă, dar nu irelevantă, așa că am să-l invit pe domnul Oliver Jens Schmidt să își prezinte perspectiva domnului sale. Vă rog! Bună seara, doamnelor și domnilor! Pentru cei care au urmărit dezbaterile de astăzi, cartea aceasta oferă un fel de rezumat, sau cel puțin vă oferă temelie teoretică pentru a înțelege aceste fenomene, să spunem, de la criza constituțională până la influența rusă pe care o constatăm nu numai în România, dar chiar și în inima Europei. Fake news, știrile false, au devenit în întreaga lumea occidentală un fenomen care amenință chiar și fundamentul sistemului democratic de tip occidental. Avem de a face deci cu o carte importantă, o carte care merită să fie citită și aș vrea să explic în câteva minute de ce. Pentru că cred că este o carte care vine în momentul potrivit, urmărește și o abordare, un demers potrivit și, nu în ultimul rând, este scrisă și de autorul potrivit. Momentul potrivit, cred că acest element este lesne de înțeles, fiindcă nu avem de a face numai cu un fenomen pe care putem să-l observăm în spațiul de limbă română, dar chiar și în Franța, Italia și așa mai departe, și în cazul cel mai recent este formarea noului guvern în Italia. Vedem că mulți conducători, multe partide politice se folosesc de acest mijloc. Abordarea potrivită, pentru că autorul a încercat să plaseze fenomenul într-un context foarte larg. Baza teoretică este pusă pe o bibliografie foarte amplă, internațională, și cred că această carte oferă ceea ce noi intelectuali și cei de la știință umană datorăm cititorului general, adică orientare. Știrile false produc despinare și dezorientare și de aceea este foarte important că intelectualii intervin în dezbatere. Asta era pentru mulți ani, cel puțin în Occident, un fenomen normal. Dar în ultimii ani putem observa că mulți intelectuali se retrag, au rămas foarte puțin cei care au curajul să intervine în dezbateri publice și să ofere aceste orientări. Să ofer orientare înseamnă întotdeauna că să iei o poziție și că poziția ta devine evidentă. Și această poziționare înseamnă întotdeauna și un act de curaj. Au fost evocat în alte lansări și lipse de curaj. Rasitatea intelectuală și politică, și cred că asta este o carte care cu o manieră științifică și intelectuală în același timp încearcă să combată împotriva acestor curente. Autorul potrivit, pentru că cred că această carte
profită de un avantaj considerabil. Autorul nu mai este un teoretician, dar pe de o altă parte face parte a acestei vieții mediatice. Este nu numai un observator, dar chiar și un actor care cunoaște lumea, cunoaște aceste mecanisme pe care le descrie și din punct de vedere practic. Dacă facem, dacă am încercat să facem o listă a tuturor țărilor din care știrile false în ultimii ani au devenit un factor hotărător a vieții politice, ar trebui să admitem că această listă acum ar fi mai lungă decât liste acestor sisteme în care au rămas stabile. Și trebuie să ne întrebăm care sunt țări în care știrile false au o viață creată. Sunt aceste țări, este țara mea de origine, Elveția și țările scandinave. Și cred că motivul, explicarea principală este pur și simplu participarea cetățenilor la viața politică dincolo de alegeri. Adică un nivel ridicat a participării cotidiană prin referendum, prin alte forme, adică o distanță foarte mică, o distanță foarte redusă între statul și cetățenii, și pur și simplu faptul că cetățenii sunt statul, că statul nu este celălalt, dar că există, să spunem, o idee, un sentiment de solidaritate între statul și cetățenii. Și în aceste societăți, desigur societăți mică, se poate observa un nivel destul de ridicat al încrederii sociale. Această încredere socială, iarăși, este produsul integrării cât mai mare a cetățenilor în viața politică și în luarea deciziilor politice. Pe de o altă parte, avem țări cu o tradiție a unei democrații reprezentativă ca România, ca și Statele Unite, Franța și Italia, în care există o anumită distanță între cetățeni care sunt invitați fiecare 4 sau 5 ani să voteze, care în restul, poate cu excepția demonstrațiilor, nu au mijloace constituționale să intervine în viața politică și în luarea deciziilor. Și cred că cetățenii români înțeleg foarte bine această situație în care un parlament reprezintă numai parțial voința societății. Cred și acum la sfârșit că cartea aceasta ne arată și altceva. Și aș vrea să citesc cunoscutul cântitor conservator englez Edmund Burke, care acum aproape 200 de ani a remarcat că triumful răului este întotdeauna garantită prin inactivitatea bunilor, și cred că această carte face și dovadă că bunii încă sunt în stare să reacționeze și să acționeze. Vă mulțumesc! Bună seara din nou! Mulțumesc în primul rând domnilor profesori, Schmidt și Stanovin, pentru că prin prestanța domnilor săi academică și intelectuală au girat acest volum. Mă sunt mult mai liniștit, vă spun sincer, pentru că eram pe drumuri nisipoase și se vorbește despre propaganda rusă, ai nevoie de niște repere, de niște jaloane. La un moment dat putem crede că trăim într-o teorie a conspirației și că suntem, putem explica toate micile și marilor noastre necazuri, să le punem pe umerii rușilor. De data aceasta însă, cred că originea fenomenului fake news chiar o putem atribui Kremlinului. Asta am încercat să fac în acest volum.
trăim în post-adevăr. Am învățat că există adevăruri alternative, asta ne-a spus administrația Trump. Ni se livrează fake news permanent. Trăim în poluare informațională. Mai nou am aflat că suntem și bolnavi de information disorder, tulburări informaționale. Toate lucrurile astea sunt cauzate de valul uriaș de informație care ajunge până la noi și de faptul că fake news reprezintă marca recentă a unui fenomen care există de cel puțin 100 de ani și pe care l-am denumit când dezinformare, când propagandă, când spețpropagandă, când maschirovka, un termen care era drag lui Lenin și care a stat la fundamentul statului sovietic și a activității serviciilor secrete a poliției politice. În general, Occidentul tinde să atribuie nașterea acestui fenomen fake news ultimelor ani. Mi se spune că Brexitul și alegerile prezidențiale americane sunt primele perioade în care au fost făcute cunoscute fake news. Cred că putem vorbi de cel puțin un secol de dezinformare, propagandă neagră sau albă, iar faptul că astăzi nu mai știm să deosebim adevărul de minciună se datorează în mare măsură și acestei confuzii teribile în care trăim. Valul de fake news lovește la temelia democrațiilor liberale. Am încercat să văd care este efectul acestei propagande și dezinformări, în special în alegerile europene, cele din Franța, cele din Germania, referendumul din Marea Britanie, Brexit, referendumul pentru independența Cataluniei, dar și alegerile din Statele Unite ale Americii. Am documentat unele teorii ale conspirației, începând cu cea care ne spune că evreii sunt cei care conduc lumea, pe formă unei cărți celebre, Protocoalele Înțelepților Sionului, care a plecat în urma unei fake news uriaș acum 100 de ani și pe care până și securitatea română a răspândit-o, a tipărit-o și a răspândit-o în Orientul Mijlociu, dar și unei alte teorii conspirației care îmbracă haina fake news și anume că vaccinurile provoacă autism. Știți foarte bine că și în România este o temă foarte prezentă. În 2016 au murit câteva zeci.